Astăzi, deputații nu doar au polemizat și adoptat legi, ei au avut ocazia să facă și mici gesturi de bunăvoință. După ce au confecționat luni întregi diverse lucrări cu motiv pascal, astăzi 25 de copii cu dizabilități și-au expus lucrările la un târg din holul Parlamentului. Și dacă o parte dintre deputații au trecut neinteresați pe alături, alții au fost destul de darnici cu micuții. Cei 25 de copii au pășit pentru prima dată pragul Parlamentului. Spun că au muncit luni întregi la confecționarea obiectelor, iar astăzi le-au expus. Au adus cu ei lumânări decorative și desene cu motive pascale, pentru care cerea un preț simbolic. Tablou am făcut câteva ori. Facem lucrări, dacă se apropie în sărbătorile creștine. Și dacă unii aleși ai poporului s-au uitat doar la lucrările aduse de copii, alții au fost chiar darnici cu ei. Sunt mulțumiți că au făcut o faptă bună, iar pe lângă asta s-au ales și cu câte ceva frumos pentru casă. Merită ca acești copii măcar o mică bucurie să le producem, aceasta e gândul. Printre cumpărătorii de astăzi am găsit și unii fideli care spun că au adunat deja o colecție întreagă de obiecte cumpărate de la târgurile pascale. Cumpărate de la târgurile care au loc în clădirea Parlamentului. Stai să mă gândesc, una, două, vreo șase tablouri, pentru că, nu știu, pe mine mă impresionează, iată, uitați-vă câtă migală. Atelierele pentru confecționarea acestor obiecte sunt și o metodă foarte bună de relaxare pentru copiii cu dizabilități. Ei învață la liceul teoretic Petre Ștefănucă din Ialoveni, iar materialele pentru creație au putut fi cumpărate după ce instituția a câștigat un proiect. Aceasta este o artă-terapie care copilul creează ceva cu blândețe, cu acuratețe și iubește să distreze. Noi lucrăm pe un fundal de muzică liniștitoare. În total, la Parlament au fost expuse astăzi 35 de tablouri și 125 de lumânări pascale. Banii obținuți din vânzarea lor vor fi folosiți pentru dezvoltarea atelierelor vocaționale.